Dragii mei tauriași, o să aveți etalarea pentru septembrie în două părți. Așa se întâmplă, mi s-a umplut nu calculatorul, telefonul și a trebuit să șterg. De ce vă este frică? De acest 5 de cupe. Vă este teamă că energiile negative ale trecutului vă vor influența, pentru că ați trecut prin foarte multe. Ați trecut printr-o noapte în care voi v-ați căutat lumina sufletului. Ei, și după această călătorie meritată, meritat este acest cadou, această întâlnire. Vreau să zic că e meritată întâlnirea cu sufletul, un suflet pereche. Suflete pereche sunt multe. Un suflet pereche care vă înțelege și vă alină. Și vă este teamă cumva că încă vă influențează situațiile neplăcute, situațiile de trio, de certuri, de pierderi de oameni dragi. Acea perioadă în care voi n-ați văzut că aveți un suflet pereche sau că n-ați crezut. În fine. Aceasta este energia de care vă este teamă. Și este normal să fie acest negru în poziția fricilor. Pentru că ați trecut prin multe, s-a văzut. Ce vă doriți? O 4 de spade. Vă doriți să vă vindecați, am spus de nu știu câte ori, 4 de spade similar cu eremitul. Aveți nevoie încă. Și acum înțeleg de ce călătoriți, mergeți, vă hotărâți atât de greu, pentru că încă aveți nevoie să vă vindecați. Să înțelegeți de ce ați trecut prin toate aceste supărări. Da? 3 de cupe, 3 de spade. Aveți încă nevoie să vă conectați la Dumnezeul vostru, la Îngerul vostru protector. Și abia atunci puteți să povestiți și să aveți încredere să vă exprimați și abia atunci puteți să luați decizia corectă. Încă aveți nevoie de vindecare, dragii mei tauri. Ah, ce frumos! Ce veți reuși? Cât de cât? Să comunicați. Pasional, că doar aveți aici băte o grămadă, chiar dacă sunteți la distanță și 3 de băte și 8 de băte înseamnă distanță peste o apă, că e în alt oraș, că e în altă țară, voi știți. Ideea este că, da, există distanță între voi, însă comunicați, vă doriți să călătoriți, dar cred că mai degrabă o să comunicați, pentru că aveți un cavaler de monede foarte încet. Și am spus mai devreme, se explică, pentru că ați trecut prin multe și încă vă vindecați. Poate chiar o boală fizică pentru unii dintre voi și probabil că nu degeaba, nu întâmplător, am vorbit de boală la celelalte cărți. Poate pentru foarte puțini dintre voi ați început încă din august comunicarea cu această persoană. Bărbat, femeie, nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar cred că pentru foarte mulți este un semn de apă sau o persoană cu planete în semn de apă. Ah, cavalerul de cupe. Sunt ei. Ei își doresc să vină, dar cavalerul nu este doar călător, este și mesager. Este uneori similar cu valetul, însă varianta evoluată, că valetul e copilăros. Deja aici oamenii discută lucruri serioase, profunde, față de valeți. Dar însă și valeții și cavalerii sunt mesageri. Cred că ei își doresc să vină în întâmpinarea voastră cu mesaje emoționale, cât să vă încurajeze, să vă hrănească acest pământ, să pășiți mai cu încredere în viitor, viitor cu 3 de bâte. Ah, și vor să comunice, Regina de Spade, și ei vor să comunice. Că și ei au fost supărați, la fel ca și dumneavoastră, și ei au avut conflicte. Dar s-au vindecat prin spiritualitate. Poate că ei și-au găsit echilibru un pic înaintea voastră. Este foarte posibil. Ce aveți aici? Valetul de băte. Valet, că am vorbit de valeți. Mesaje, începuturi este valetul similar și cu asul de băte. Însă asul este varianta spirituală 5D în care simțiți în aer vibrație. Aici deja faceți primii pași. Un sărut, o îmbrățișare, un mesaj, că tot am vorbit de mesaje. Vă luați eu știu, biletul către ei. Dacă nu-i bilet, repet, sunt gesturi creative de inițiere a acestui, de inițiativă, de fapt,
În manifestarea acestei relații, acestei situații, poate să fie și afacere, repet, că poate nu e relație. Dar pentru unii dintre voi este o relație, iar semn de apă, iar vale de cupe, comunicat și pasional și emoțional și iar cineva, iar vrea să vină foarte repede, probabil că ei. Unii dintre voi aveți planete, clar, în gemeni și în fecioară, cu magicianul și 9 de monede și magicianul și cavalerul de spade. Poate asta să vă salveze și să ieșiți un pic din acest ritm atât de încet, de molcom, ca de melc. Na. Pentru că sunteți precauți, ați fost răniți, dar totuși s-ar putea unii dintre voi să dați șanse acestei situații. Aveți un 6 de cupe, n-am vorbit, dar este foarte asemănător cu 2 de cupe. E o persoană, dacă nu e din copilărie sau din tinerețe, care vă înțelege foarte bine, vrea să vă umple cupele, are multe, nu că are una, are vreo 5 și cu a voastră 6. Au foarte multe emoții, gen regina de cupe. Însă, această carte reprezintă și întâlnirile cu niște persoane dragi din trecut sau dintr-o altă viață. Este dovada faptului, orică vă împăcați cu cineva sau v-ați reîntâlnit după mulți ani și începeți să vă împrieteniți, sau vă reîntâlniți cu un suflet drag, un suflet pereche dintr-o altă viață. Da. Și comunicați emoțional. Această persoană vă împlinește anumite emoții într-un mod aproape miraculos. Și ei ar dori să comunice. Și ei ar dori să vină spre voi și să începe să manifestați magicianul această relație, această situație. Ce frumos! Da, cineva, ia uite, și să iasă din starea de independență și să exprime această, ia uite, regele și regina, cuplul, da? Cuplul, e frumos când apare un cuplu într-o etalare, într-o citire, da? Regele și regina, of, își doresc să fie alături de voi, să nu mai fie singuri sau să nu mai fiți singuri și să deveniți perechea lor. Își doresc să manifeste acest început. Și voi ei, și voi. Eu așa văd cărțile. Este partea a doua, va fi mai scurtă. Ascultați-o și pe prima. Vă doresc dragoste. Ia uite. Dragoste. Pace. Și creștere spirituală. Da, în fine. Dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine.